Elena Udrea va executa șase ani de închisoare în dosarul Galabute pentru luare de mită și abuz în serviciu. Este decizia definitivă în altei curți de casație și justiție, care a respins ca nefondate contestațiile în anularea ale parchetului în altei curți și ale condamnaților împotriva deciziei din 2018 în dosarul respectiv. De asemenea, Elena Udrea este obligată să plătească aproape 3 milioane de euro cu titlu de despăgubiri civile către Autoritatea Națională pentru Turism, precum și 900.000 de, de euro către doi martori. Instanța a dispus și confiscarea în folosul statului a unei sume tot de circa un milion de lei. În același dosar sunt condamnați la închisoare cu executare Tudor Brazu și Rudel Obreja. Alți patru inculpați au primit pedepse cu suspendare, iar fostul ministru al economiei Ion Ariton a fost achitat. În dosarul Gala Bute, procurorii anticorupție au închetat modul în care a fost organizat pe bani publici în 2011 la Romex, pomeciul de box dintre Lucian Bute și francezul Jean-Paul Mandi.